Salutare, oameni buni, și bine ați revenit! Pe 26 septembrie o să avem o nouă lansare interesantă pe canal și vă aștept atunci. Deocamdată vă prezint Realme 9i. Este o nouă variantă, varianta 5G, nu cea care se găsește deja în magazine. Cum să spun eu, nu au modificat mare brânză, au pus un procesor 5G un pic mai puternic, Dimensity 810. Înainte venea cu Snapdragon 680. În rest, mici de tot diferențe la specificații, cam astea două. Sunt și o diferență de cameră foto, ceva de genul. Primul telefon este foarte ok, dar cred că are doar 4G Snapdragon 680. N-am verificat exact acum. Ăsta este în mod sigur 5G, fiind și în denumirea lui 5G. Telefonul va ajunge la Orange. Este o premieră pentru Realme. Realme intră cu două telefoane ieftine la Orange, cu C30, care l-am avut mai înainte, și cu ăsta. Nivelul de bază, cred că este al patrulea telefon Realme ieftin pe care îl prezint și cred că o și ultimul pe anul ăsta, nu știu dacă mă mai bag la vreunul. Dar ideea este aceeași. Îndeplinește funcțiile de bază de care ai nevoie, e disponibil la un preț bun și se descurcă decent, adică n-am avut niciun fel de experiență negativă, nici lag, nici probleme cu softul sau cu aplicații, nici cu camera foto, nicio eroare. Adică și camera foto se descurcă absolut super, cum am arătat și la celelalte telefoane ieftine. Dintre astea cele mai ieftine, mie mi se pare că Realme se descurcă cel mai bine. De altfel, Realme sunt și în topul ăsta al brandurilor noi care cresc acum foarte puternic în perioada asta. Adică mi se pare că au un suflu puternic, vin cu chestii noi, vin cu chestii ieftine, exact ce avea nevoie piața. În timp ce principalii competitori se cam orientează spre telefoane premium, pentru că e aceeași situație. Toți când lansează foarte multe ieftine, intră într-o incapacitate de asta de plată la un moment dat și nu fac profit și nu prea sunt viabile companiile. Și atunci treptat scumpesc telefoanele și încep să vină cu chestii cu prețuri mari, așa cum a făcut și Xiaomi și alții. Că la început toți veneau cu ele ieftine și cât mai jos. Cred că și Samsung când a început avea 300-400 de euro prețul la flagship-ul lor. Acum sunt departe. Faza e următoarea. Nu este un telefon de ăsta de fițe, nu e de design, nu e de nimic. Este un telefon, cum se spune, utilitar. Îți faci treaba cu el, se descurcă bine și costă puțin peste 1000 de lei. Nu avem, din cauza colaborării cu Orange ăsta, nu avem prețul final la care va veni în magazine. Trebuia să fie deja, dar nu a ajuns. Prima variantă de Realme 9i, cea cu Snapdragon 680, este vreo 1000 de lei pe unele site-uri, 1100 pe alte site-uri. Poate mai adaugă ceva, poate mai scade. Asta v-am zis, cu două diferențe minore, cu alt procesor de o generație mai nouă, poate să fie 1500, hai să zic, ceva de genul acesta, dar mai mult nu cred că poate să fie. Telefonul are ecran LCD, cam toate astea ieftine au rămas pe LCD pentru că ăla se produce cel mai mult și e cel mai ieftin, că nu se mai vinde. Dar, na, va fi integrat în telefoanele astea de buget pentru că el are o utilitatea lui. Oferă imagini bune și în același timp ține bateria foarte mult și nu face burnin. Deci are trei chestii importante. Da? Este ieftin, arată bine, nu face burnin. Și ține și bateria. Patru chestii diferite. Telefonul arată, are un design, e lucios pe spate, e foarte, foarte finisat așa, nu alunecă, nu este de la de alunecă, stă foarte bine în mână. Are margini de-astea drepte ca să poți să-l pui pe grip când filmezi sau faci fotografie sau îți faci selfie-uri sau la toate chestiile astea obișnuite. Cele cu margini rotunjite sau ascuțite stau mai greu sau uneori poate să cadă și din suport. E un pic riscant, deci cel mai bine cu margini late. A păstrat mufă de căști pentru cei care vor căști. Procesorul nu e rău. Dimensity 810 este unul dintre cele mai bune procesoare buget. Merge și 700. 700 e și mai ieftin, dar să zicem că performanța lui e foarte aproape.
E același model, două mânucăre de putere, șase economice. Cortex A7, 6, o tehnologie destul de nouă. Se descurcă ok, nu este ca... Este peste cele care au Mediatek G-uri. G95, G90, G96, sunt tehnologii mai vechi. Ăsta e mai nou. Cam asta e ideea. O tehnologie nouă are tehnologie 5G, are nuclee de putere, se descurcă bine. În variantele lui sunt de 64 de giga cu 4 GB de RAM și 128 cu 6 GB de RAM, care evident că e mai scump. Pentru telefon de bază, pentru copil, pentru bunic, pentru cine nu are buget de un telefon mai complex, el se descurcă perfect, chiar decent. Baterie de 5000, dar la asta i-au tăiat încărcarea mai rapidă, au pus ceva cu 18W, care e acolo să fie și el. În schimb, are senzor de 50 de megapixeli, senzor principal de 50, care se descurcă foarte bine. La asta au pus o cameră telefoto cu zoom 2X. Din ce în ce mai mult, mie mi se pare că 2X este cel mai inutil zoom. Adică am văzut că și Apple îl menține și alți producători îl mențin, dar 2X chiar nu are rost. Adică 2X poți să faci și digital dacă vrei. Oamenii care folosesc factorul de mărire au nevoie de măcar 3 sau 3 sau 5 sau 10. Ăla e zoom. Asta nu știu, 2X mi se pare absolut inutil. Și are un senzor de adâncime pentru portrete, să zicem că vrei să faci de la cu fundalul în ceață, unii folosesc și hai să zicem că merită. Și oricum arăta mai bine așa decât cu formatul anterior. Camera de selfie de 8 iarăși a scăzut. Înainte avea de 16 pe cel de cu 4G, acum a scăzut la 8. Asta e, te descurci și cu 8, că până la urmă la selfie-ul nu e. E mai mult pentru apeluri video și convorbiri și chat-uri cu video. În rest, un telefon absolut normal și v-am zis, va depinde cât va fi prețul la Orange, știi? Că probabil va fi telefon de la de oferit, ți-l dă gratis dacă faci un abonament nou sau ți-l dă cu 10 euro pe lună sau chestii de astea de... Ce se întâmplă cu telefoanele ieftine la operator? Cam asta este. Haideți să vă arăt din mână. Am făcut teste pe el. Sunt destul de ok. Stă destul de bine. Ne uităm la ce poze am făcut cu el. Și după aceea tragem la finalul clipului o concluzie. Dacă merită sau nu merită acest model. Sau mai bine am avea alte alternative de la principalii competitori. Hai să vedem. Haideți să vă arăt un pic și cutiuța și cum arată ăsta și după aceea ne gândim, ne uităm la teste și ne gândim dacă merită telefonul. Realme se păstrează în continuare, au pus și husa asta transparentă. Au pus și încărcător, bine, venit din Tasmania sau de unde, din Asia. Și cablu de USB normal. Din păcate nici ei nu mai pun altceva, dar măcar ai chestiile de bază. Și după cum vedeți e 9i, 5G nu mai este 9i simplu. Uite ce scrie aici. Dimensity 810, 5000 de miliamperi, 50 de megapixeli pe camera. Ecranul de LCD are o rată de refresh de 90 Hz, am uitat să vă zic eu de asta. Versiune 6 GB de RAM, 128. Deci, cam asta e. Probabil ăsta o să lucească acum nițel. Da, interfață Android 12 cu Realme UI 3. Celălalt venea din fabrică cu Android 11 și interfața anterioară, dar cred că s-o fi făcut actualizare și pentru ăla. Mie nu-mi place că păstrează margini relativ groase, decupajul ăsta e mare, ăsta bărbia de jos e mare, asta nu prea îmi plac, dar încep să apreciez telefoanele cu margini plate, că stau mai bine în mână, nu le scapi, stau mai confortabil, dar deja începe să mă dezamăgească bateria de 5000, nu mai suport cât ține și telefonul meu și n-am găsit niciun alt telefon care să țină
cât de cât. Designul e fain ăsta cu două lentile foarte mari, uriașe, dar, cum spuneam, doar o cameră este de 50 de megapixeli și una este probabil de 2 megapixeli ca și senzorul de adâncime de câmp. Așa. Ia să vedem noi aici. Să vedeți ce poze face minunăția asta de telefon ieftin. Așa, am o chestie să-i reproșez. Testul de baterie a ținut puțin, 13 ore 50, puțin pentru un mid-range cu nuclee economice și așa mai departe. Ce cred eu că trebuie făcut? Trebuie scoasă refresh-ul de 90 de herți, trebuie scos luminozitatea ecranului. Are 400 de niți tipical, dar dacă ieși afară, cred că crește spre 600 de niți, ceva de genul ăsta. Nu e foarte vizibil în soare, dar e destul de vizibil, se vede destul de ok. Și cred că trebuie să îi mai accesezi diverse... Uite, nu mă lasă să închid asta. Bă, nene. Da, așa faci, noi nu-ți mai dau nimic dacă nu mă lasă să închizi. Trebuie accesată chestia aia cu economisirea bateriei ca să țină un pic mai bine, dar cred că asta din software, adică asta e maxim ce poți face. Aici monitorizarea sistemului, 128 cu 6 GB. Procesorul e făcut pe 6 nanometri, chiar dacă nu e tocmai nouă tehnologia, l-au dus pe 6 nanometri, ceea ce înseamnă că nu se încinge prea tare și ocupă mai puțin spațiu. Două nuclee A76 la 2400, ceea ce e foarte bine, însă, zi să-i zic, Snapdragon 680 avea 4 nuclee la 2.4, doar că sunt Cortex A73, adică o tehnologie anterioară și e făcut pe 12 nanometri, merge un pic mai greu. 6,6 inch, 400 DPI, 400 luminozitate, Mali G57 la jocuri video, nu prea duce, bateria de 5000, 400.000 în AnTuTu, e un scor decent la nivelul ăsta de preț, adică nu e printre cele mai proaste. Alea mai țin minte foarte multe terminale, au 200 sau 300.000. E 400, e bine, e pe acolo. E și peste versiunea cu Snapdragon 680, 602 single core, 1800 multicore, la fel, un scor, uite, ce S21 Ultra cu 900, adică probabil aia cu da, Exynos. O stocare UFS 2.2, adică nu e proastă deloc, este o versiune nouă, se mișcă decent, e peste majoritatea terminalelor, practic n-ai ce să... Trebuie să-i dau rotate-ul ăsta, că nu vrea să se rotească singur. Și acum să vă arăt ce poate să scoată un telefon foarte ieftin, de 1000 de lei. Ies pozele comparativ cu iPhone sau cu Samsung Flagship. Da, nu știu. Adică și eu sunt printre cei care sunt relativ pasionați de fotografie și eu am un telefon foto foarte bun, dar ce reușește să scoată Realme cu telefoanele astea ieftine, e surprinzător. Dar bineînțeles că ai nevoie de lumină din spatele tău, nu lumină din față, și un peisaj care să arate bine, pe care AI-ul știe să-l interpreteze foarte bine. Uite, vedeți, asta este o poză normală și asta este 2X. Foarte mică diferența. Și poți face din, făcând zoom optic, zoom digital, scuze, puteți face până la 10X. Cam asta e. Nu, asta e. Pac, pac. Se vede că e pixelată deja, se vede că e super pixelată, deci nu ne jucăm foarte mult cu acest zoom, dar pe de altă parte, uite ce poză de terminal ăsta foarte capabil pe fotografie. Evident că nu toate sunt cu rezoluție maximă, trebuie să te intri prin setări și să dai pe 50 de megapixeli, uite asta cred că e cu 50 de megapixeli, dar fotografiile au ieșit foarte bine, foarte corect comparat cu terminale flagship pe care m-am chinuit să le fac. Aici mai greșește HDR-ul, expunerea, deși m-am chinuit să-l las pe auto,
Dacă fac astea colorate, pierde detaliile de aici și dacă fac detalii aici, astea le întunecă. Adică HDR-ul ar trebui să unifice peste tot, dar nu vrea. Și are un mod super macro sau ultra macro, ceva de genul ăsta, care s-a descurcat bine de la apropiere, da? Trebuie să ai și ce să fotografiezi, eu m-am chinuit, n-am prea avut. Așa, m-am jucat și cu frunza asta, uite. Detalii de nervuri în frunză foarte, foarte bine surprinse. Cum spuneam, cu un telefon ieftin. De 1000 de lei. Acum, sigur că nu este un produs multimedia de top și nu este... Nimeni nu se va bucura că primește cadou telefonul ăsta, adică nu e... Dacă vrei să faci un cadou de care se bucură lumea, trebuie să iei iPhone sau Samsung sau brand name, ceva care să fie pe placul utilizatorului. Ăsta e utilitarist, frate. Vrei unul care să meargă și să coste puțin? Ăsta e. Cam asta e ideea. Îmi place foarte mult. Și deocamdată sunt unul dintre cei care recomandă Realme. Ne vedem pe 26, o să fie tot seara pe la 7 sau 7 jumate, o lansare în România. O să vină Mate 50, dar încă nu am pus mâna pe el, atunci o să vedem prima dată pe 26 seara. În schimb, alt terminal Huawei o să se lanseze și o să avem review înaintea evenimentului, ca de obicei. Și mai aștept alte noutăți, dar se pare că e o perioadă grea și pentru producătorii de telefoane. Adică, mie mi se pare că s-au împuținat lansările, nu mai sunt atât de multe modele noi. Se simte că fabricile din China au fost în lockdown și producătorii nu știu cum să aducă cât mai multe modele noi și interesante. Dar să vedem ce se întâmplă. Poate că e doar o mică pauză și apoi reintră în forță. Ne vedem în curând. Baftă! Ciao!